Cu ramuri de palmieri în mâini, zeci de călugări și preoți au participat la o procesiune pe Via Dolorosa din Ierusalim, pe drumul despre care se spune că ar fi mers Iisus Hristos până la Golgota, unde a fost crucificat. Spre deosebire de anul trecut, când toate bisericile din orașul Sfânt au fost închise, anul acesta Biserica Sfântului Mormânt a fost deschisă pentru sărbătoarea floriilor. Lipsesc turiștii străini, care obișnuiau să umple bisericile și străzile în anii dinaintea pandemiei. La Vatican, Papa Francisc a oficiat slujba de florii în interiorul Catedralei Sfântul Petru, în prezența a doar 120 de preoți și călugărițe, față de anii precedenți pandemiei, când mii de oameni se înghesuiau în imensul lăcaș de cult a salariile cardinalilor. În această situație istorică și sociale, Dio cosa fa? Prende la croce. Gesù prende la croce. Cioè si fa carico del male che tale realtà comporta, male fisico, psicologico e soprattutto male spirituale, perché il maligno approfitta della crisi per seminare sfiducia.